Hans cel Nătâng. A fost odată un băiat pe nume Hans. Într-o zi, băiatul se trezi dis de dimineață și luă un cărucior pentru a duce fân la animalele din boiată. Mama sa îl întrebă unde a stat de-a întârziat, iar el îi răspunse că la Helga, vecina lor. Hans îi povesti că stătu de vorbă cu fata, iar când fu timpul să plece, aceasta îi oferi un ac, iar el îl luă și îl băgă în carul cu fân, ca să nu-l piardă. Vreau să-i-l arate mamei sale, dar nu-l mai găsea. Atunci mama îl sfătui ca data viitoare să-l înfingă în mânecă. A doua zi, Hans o vizită din nou pe Helga și primi la plecare un cuțit. Amintindu-și povața mamei, îl înfipse în mânecă, astfel încât ajunse acasă cu cămașa toată sfâșiată. Mama-l povățui ca data viitoare să-l bage în buzunar. A treia zi, Helga îi dărui lui Hans un ied. Hans, amintindu-și sfatul mamei sale, îl băgă în buzunar. Era micul ied să se sufoce. Când îl văzu mama sa cât e de nătâng, îl certă și explică cum ar fi trebuit să procedeze, să lege mielul cu o sfoară și să-l ducă după sine. În cea de-a patra zi, Hans primi o bucată de carne, luă binișor o sfoară, o legă de aceasta și o trase după dânsul până acasă. Mama sa îl întrebă, ce a spus Helga când te-a văzut cum duci carnea? Că se vor lua câinii după mine pe stradă și o vor mânca, dar nu i-am lăsat. Mama nu se mai supără, ci îi spuse doar atât. Vai, Hans, nătâng mai ești!